Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut astăzi o intervenție clară și concretă împotriva actualei coaliții de guvernare. Acesta a subliniat faptul că PNRR-ul nu este un plan de redresare și reziliență, ci un plan de austeritate care aduce din nou femeiul în România prin ușa din spate. Președintele social-democrat Marcel Ciolacu a afirmat clar faptul că PSD nu va gira în niciun fel măsurile de austeritate pe care actuala coaliție de guvernare se pregătește să le adopte. Urmează lucruri grave pentru România și pentru români, iar social-democrații se pare că sunt mai hotărâți ca niciodată să oprească actuala majoritate PNL-USR-UDMR, să arunce România în aer. Premierul României trebuie forțat să vină în Parlament să prezinte un plan care va influența România pentru următorii 5 ani. Și nici măcar astăzi nu ați făcut public planul pentru toți români. Această coaliție a jmenului a vrut să deturneze un plan lăudabil al Europei către clientela de partid și firmele sale de consultanță. Apropo, domnule Barna, câte rude aveți pe lista de așteptare la proiectele din PNRR? V-ați dus la Bruxelles cu o poveste frumoasă despre reforme. Însă în loc de reforme concrete, nu ați făcut altceva decât să tăiați, să readuceți austeritatea. Tot ce ați propus a fost înghețarea veniturilor, creșterea vârstei de pensionare și majorarea taxelor pentru firme și populație. Voi cu banii și bogăția, românii cu sărăcia. Atât mai rămâne pentru oameni și firmele românești. Vă promit, domnule Câțu, niciuna dintre măsurile de austeritate nu va primi votul PSD aici, în Parlament. Liderii social-democrați au stabilit faptul că PSD este un partid european care a dus România în UE și în NATO, dar în același timp aceștia spun că nu vor vota sub nicio formă un plan sinistru de austeritate ascuns sub oleiala europeană a programului național de redresare și reziliență.